Apropo de rugăciune pentru cei bolnavi, eram în primii mei ani de America și Domnul îmi deschisese o ușă de har ca să pot studia și învăța din experiențele bisericii Grace Community Church din Panorama City. Pentru 2 ani am fost cooptat alături de cei 43 de păstori ai bisericii și în fiecare marți dimineața ne adunam pentru studiu, rugăciune, informare și părtășie. În vremea aceea a venit mama din România ca să fie operată de cancer. Tristețea de pe fața mea a fost repede observată de ceilalți și a trebuit să le spun necazul care mă lovise. Știind că am nevoie de întărire și dându-și seama că am un respect deosebit față de John MacArthur, pastorul învățător al adunării, moderatorul grupului, a spus: John, nu vrei să te rogi tu pentru Daniel și pentru mama lui? În sala aceea, 44 de capete s-au plecat umile și am auzit una dintre acele rugăciuni scurte și pline de miez din care nu poți scoate nimic și la care nu mai ai nimic de adăugat. Doamne, Tatăl nostru, prin Domnul Iisus, Mântuitorul nostru, îți mulțumim că soarta noastră este în mâna Ta. Te rog să-l convingi pe Daniel, în tulburarea în care se află, că Tu ești prea puternic ca să se poată întâmpla ceva fără aprobarea Ta și că Tu ești prea bun ca să lași să se întâmple ceva care să fie spre răul copiilor Tăi. Mulțumim pentru slava pe care o vei manifesta și în această împrejurare. În numele lui Iisus. Amin. N-a fost deloc o rugăciune sentimentală, cel puțin aparent. 7 ani după rostirea ei însă, mama mea trăiește și pot mărturisi că am experimentat din plin și atotputernicia Domnului și bunătatea Lui. John m-a învățat atunci să privesc realitatea mea din prisma posibilităților și caracterului lui Dumnezeu. El era un astfel de om deprins să treacă dincolo de obișnuit și să se sprijine pe nevăzutul stabil al prezenței și puterii divine. De fapt, atâta timp cât nu ieșim din posibil, din contabilitate, nu putem nici concepe, nici pretinde paradisul. S-ar putea ca definiția eroismului credinței și sfințeniei să fie chiar aceasta: să faci imposibilul posibil prin alipirea totală de Dumnezeu.